Mai multe puncte de pe ordinea de zi a recentei ședințe ordinare a Consiliului Local Deva au avut legătură cu învățământul. Printre proiectele de hotărâre aprobate de către consilierii locali se numără acordarea de burse pentru elevi și sprijinirea desfășurării a 5 olimpiade și concursuri naționale școlare, care se vor desfășura în curând în Deva, două dintre aceste evenimente urmând a se desfășura simultan. Așa cum a spus mereu și a susținut și domnul primar, învățământul este o prioritate și susținerea învățământului devine este o prioritate pentru Primăria Municipiului Deva și pentru Consiliul Local al Municipiului Deva. A fost aprobat în unanimitate și acest proiect. Mai mult decât atât, ați văzut că la inițiativa domnului primar s-a aprobat printr-o hotărâre de Consiliul Local și un parteneriat cu inspectoratul școlar, pentru că în perioada următoare, înainte de vacanța de vară, Deva va găzdui olimpiadele naționale pentru 4 discipline, iar primăria Deva va veni în parteneriat cu inspectoratul școlar să acorde premii și să susțină materialul publicitar și tot ce au nevoie pentru organizarea în bune condițiile olimpiadelor școlare. Prima întrecere școlară găzduită de Deva se va desfășura chiar la sfârșitul acestei săptămâni, între 1 și 3 aprilie, la Liceul Teoretic Teclaș Gabor, fiind vorba despre concursul național de geografie Telechipal. Apoi, între 14 și 16 aprilie, Liceul de Arte Sigismund Toduță va găzdui Olimpiada Națională de Muzică Interpretare Instrumentală pentru clasele 3-8. Între 18 și 22 aprilie la Deva se va desfășura Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane Filozofie la Liceul cu Program Sportiv Cetate și Concursul Național de Meserii pentru Mecanici Auto la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmozescu. În fine, între 13 și 15 mai, la Liceul Teoretic Teclaș Gabor se va desfășura Concursul Național de Limbă și Cultură Maghiară.